Cu ajutorul lui Dumnezeu mergem un pas mai departe astăzi în studiul nostru din Cartea Apocalipsa. Suntem deja în partea finală și vom vedea astăzi cea de-a doua parte a capitolului 19, în care este prezentată venirea Domnului cu slavă și cu putere. Așa cum am spus de mai multe ori, este o singură a doua venire, dar ea are loc în două faze. Mai întâi Domnul Iisus vine pentru a-și lua biserica acasă, în acest mare eveniment care este cunoscut și sub numele de răpirea bisericii, care va avea loc, așa cum am văzut când am studiat primele capitole, după lucrurile acestea, adică după epoca bisericii. Undeva înainte de începerea capitolului 4, înainte de începerea judecății pe care Dumnezeu o va revărsa peste pământul acesta în timpul celor 7 ani ai necazului, în acel moment bine definit din viitorul umanității, se va produce răpirea bisericii atunci când milioane de oameni vor fi mutați de aici împreună cu Domnul în slavă. Măcar că biserica este doar o rămășiță, totuși, dacă este să vorbim de întreaga fața pământului, atunci cu siguranță vor fi milioane de oameni care vor pleca dintr-o dată în slavă împreună cu Domnul. După timpul celor 7 ani de necaz, pe care îi putem împărți în două, prima jumătate a necazului, corespunzând primei părți a cărții Apocalipsa până la capitolul 13, și cea de-a doua jumătate a necazului, de la capitolul 14 înainte până la capitolul 18, după acești 7 ani este vorba despre revenirea Domnului cu slavă și cu putere. Și am spus data trecută că în tot acest timp este posibil să fie plasată această judecată denumită de Scriptură judecata de evaluare, când fiecare din cei care fac parte din Biserica Domnului va trebui să stea înaintea scaunului de judecată a lui Hristos pentru a-și primi răsplata, pentru ca lucrarea lui să fie cântărită, iar dacă lucrarea aceea va rezista judecății Domnului Iisus, atunci el va primi o răsplată. Dacă nu va rezista, lucrarea lui se va arde, dar cât despre el, va fi mântuit însă ca prin foc. După ce toate lucrurile sunt bine definite, după ce are loc și nunta mielului în ceruri, așa cum am văzut în prima parte a acestui capitol 19, Domnul Iisus se întoarce cu slavă și putere, împlinind astfel profețiile din Vechiul Testament despre revenirea sa. Pentru că, dragii mei, răpirea bisericii a fost în tot timpul Vechiului Testament și până la Apostolul Pavel doar o taină, a fost un secret. Nu s-a vorbit despre răpirea bisericii. De fapt, în tot Vechiul Testament nu avem nici măcar o indicație a bisericii ca grup special de oameni alcătuit din neamurile pământului împreună cu poporul Israel, ci doar imagini simbolice. La fel avem și imagini simbolice ale răpirii bisericii. Aceste două lucruri, Biserica Domnului și răpirea ei, au fost niște taine păstrate de Domnul. În schimb, acest moment al revenirii Domnului cu slavă și putere este arătat foarte clar încă din profețiile Vechiului Testament, iar Domnul a vorbit despre el atunci când le-a spus ucenicilor despre veacul viitor, despre lucrurile de la sfârșitul vremurilor. De aceea vom citi cum este prezentat acest eveniment în capitolul 19 din Apocalipsa, mai întâi de la versetul 11 până la 16. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului. Capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită, ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cărmui cu un toiac de fier. Și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a Totputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Și avem așadar o imagine a Domnului Iisus în slavă, foarte asemănătoare, paralelă cu imaginea pe care o avem în primul capitol al Apocalipsei. Vă aduceți aminte? Atunci când Domnul Iisus îi se arată lui Ioan,
iar apostolul iubit de către Domnul, cel pe care Domnul Iisus îl iubea, așa cum spunea chiar Ioan, a ajuns să cadă la picioarele sale ca mort în momentul în care a văzut slava Domnului Iisus Hristos. Iată, așadar, aici este vorba de slava Lui în momentul în care se întoarce pe pământ pentru a-și lua domnia. Deja necazul este sfârșit în acest punct, este vorba de finalul celor 7 ani de judecată, moment în care Domnul Iisus împreună cu biserica Lui vine să-și ia tronul de domnie al tatălui său David. Iar această apariție este într-adevăr plină de slavă, plină de puterea lui Dumnezeu, așa cum am citit în primele versete, de la versetul 11. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Este vorba așadar despre venirea lui pentru a judeca mai întâi pe supraviețuitorii necazului, pe cei care s-au strâns deja împotriva Israelului pentru a duce ultima mare bătălie atât la Armagedon, la Megiddo, cât și la Ierusalim, dar și probabil o parte dintre ei vor fi mers către Boțra pentru a încerca să pună capăt poporului Israel în întregime. Se spune despre Domnul că ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge, numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Imaginea Domnului Iisus, care vine cu putere și slavă, așa cum am spus, este foarte asemănătoare cu cea din primul capitol și sunt date aici câteva apelative. Se spune despre el că este cel credincios, adică acela care își ține mereu cuvântul dat. El niciodată nu trece dincolo de ceea ce a promis, își împlinește cu exactitate cuvântul, tot ceea ce a spus el va împlini, tot ce este profețit se va întâmpla, iar noi în ordine profetică așteptăm mai întâi venirea sa pentru răpirea bisericii. De asemenea, Domnul Iisus este numit în acest text cel adevărat. El este singurul Dumnezeu adevărat, Fiul lui Dumnezeu, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, alcătuind Trinitatea Divină. Iar despre El însuși, Domnul Iisus a spus, Eu sunt calea, adevărul și viața. Iată aici, tot Ioan spune despre Domnul Iisus că este cel adevărat. El este adevărul întrupat al lui Dumnezeu. Și de asemenea, în al treilea rând, se spune despre Domnul că El este cel care se judecă și se luptă cu dreptate. Și este foarte important acest lucru pentru că, repet, Domnul Iisus în acest punct al istoriei vine pentru a termina acești ani de judecată cu ultima judecată de la sfârșitul necazului celui mare. El vine ca să se judece cu oamenii răzvrătiți și în același timp să se lupte împotriva armatelor strânse de către cel rău. Dragii mei, în acest punct este vorba de o împlinire a profeției făcute în Psalmul 45, acolo unde este scris, Războinic viteaz, încingeți sabia, podoaba și slava, fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea și neprihănirea și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Săgețile tale sunt ascuțite, sub tine vor cădea popoare și săgețile tale vor străpunge inima vrăjmașilor împăratului. Observați, era vorba de o imagine a judecății încă din Vechiul Testament. Mesia, Fiul lui Dumnezeu, era prezentat ca un războinic viteaz, ca unul care își încinge sabia și în același timp și slava lui, care se va sui în carul său de luptă pentru a apăra adevărul, blândețea și neprihănirea. În același timp se spune despre el că sub puterea sa vor cădea popoare și săgețile sale vor străpunge inima vrăjmașilor împăratului, vrăjmașilor lui Dumnezeu. Punctul în care se împlinesc toate aceste profeții este acesta de la sfârșitul necazului, atunci când Domnul Iisus se arată cu putere și slavă pentru a judeca neamurile răzvrătite de pe fața pământului, pe toți cei ce vor fi supraviețuit acestei perioade teribile de judecată a lui Dumnezeu. De asemenea, se spune despre el că avea ochii ca para focului, exact cum era descris și în capitolul 1,
din Apocalipsa, arătând faptul că Domnul vine pentru a-i judeca pe cei răzvrătiți, că este vorba de mânia lui Dumnezeu care se citește în ochii Domnului Iisus. Noi avem înaintea noastră imaginea Domnului Iisus ca bunul și blândul păstor, ca acela care lua copiii în brațe și îi binecuvânta. Un om blând pentru că el s-a definit în felul acesta: eu sunt blând și smerit cu inima. Iată, dar aici că lucrurile se inversează. În prima sa venire, el a fost mielul lui Dumnezeu care a ridicat păcatul lumii. Acum este leul din Iuda, cel care vine să judece, și de aceea ochii lui își schimbă total aparența. Ei sunt ca para focului. Domnul vine să judece. Imaginea aceasta este cutremurătoare pentru cei care vor avea de înfruntat mânia sa. De asemenea, se spune aici că avea capul încununat cu multe cununi împărătești. Și acest lucru trimite la o referință din Vechiul Testament, în cartea lui Isaia, unde se spune despre Mesia că îl vor numi minunat, sfednic, Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. Are multe titluri, are multe cununi împărătești. El este în același timp Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Și de asemenea, numele său este dat în acest loc, Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum spune Apostolul Ioan încă de la începutul Evangheliei sale: la început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. În afară de toate aceste lucruri și nume pe care Domnul Iisus le poartă, se spune de asemenea că El are un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai El singur. Este un nume nou al Domnului Iisus cu care El va intra în împărăția de 1000 de ani. Nu este cazul să speculăm care ar fi acest nume. Cert este că în adresarea către Biserica din Filadelfia, Domnul Iisus vorbește despre acest nume nou pe care îl va avea atunci când va reveni. De aceea, dragii mei, imaginea aceasta este înaintea întregii umanități și înaintea Bisericii, imaginea revenirii Domnului Iisus, așa cum se arată fulgerul de la răsărit până la apus, tot așa va fi și revenirea Domnului în slavă în momentul acesta de la sfârșitul necazului celui mare. Din versetul 14 aflăm că Domnul Iisus nu vine singur. Așa cum este scris, oștile din cer îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cărmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a Totputernicului Dumnezeu. Și întrebarea care se pune, bineînțeles, este pe cine reprezintă aceste oști din cer sau armate cerești care îl urmează pe Domnul călare pe cai albi. Și este ușor să ne dăm seama, dar înainte de a da răspunsul, găsim o explicație suplimentară tot în Vechiul Testament, în profeția lui Zaharia despre revenirea lui Mesia ca împărat. În capitolul 14, versetul 5, se spune despre poporul Israel: veți fugi atunci în valea munților mei, căci valea dintre munți se va întinde până la Țel, și veți fugi cum a fugit de cutremurul de pământ de pe vremea lui Iozia, împăratul lui Iuda. Și atunci va veni Domnul Dumnezeul meu și toți sfinții împreună cu El. Așadar, oștirile din cer sunt echivalente cu sfinții Domnului care vor reveni împreună cu El în momentul acesta al arătării slavei sale, atunci când Domnul vine ca împărat să ocupe tronul tatălui său David și să domnească din Ierusalim peste întreaga lume timp de 1000 de ani. Așadar, este vorba de un grup de oameni care alcătuiesc armata Domnului Iisus și în același timp ei sunt sfinții Domnului din ceruri. Cine sunt acești oameni care deja au primit trupuri de slavă, care deja au fost proslăviți împreună cu Domnul Iisus și au luat parte la nunta mielului? Este foarte simplu, tot în acest capitol, în versetele 7 și 8, se spune: căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Așadar, îmbrăcămintea miresei Domnului este aceeași cu cea pe care o poartă aceste oști din cer care îl urmau călare pe cai alb,
îmbrăcate cu in subțire alb și curat. Este un indiciu foarte clar că este vorba de una și aceeași grupare de oameni. Aceasta nu poate fi alta decât Biserica Domnului, alcătuită din toți oamenii sfinți care au primit iertare prin jertfa Domnului Iisus și care îl vor însoți în momentul în care El va veni să judece lumea. Dragii mei, gândul acesta ar trebui să provoace noi o atitudine de laudă la adresa Domnului Iisus. Gândiți-vă numai ce zi va fi aceea. Dacă noi credem și credem din toată inima că vom avea parte de răpirea bisericii, că vom fi împreună cu El în slavă, că vom trece prin evaluarea lucrării noastre și vom avea parte de nunta mielului, trebuie de asemenea să credem și că vom reveni împreună cu Domnul atunci când El își va arăta slava, atunci când El se va arăta la Armagedon ca să judece armatele strânse împotriva Lui. Dragii mei, Biserica Domnului îl va urma în ziua aceea când El se va arăta să judece toate aceste armate răzvrătite împotriva Sa. Noi vom fi cei care vom asista la judecata Sa cea dreaptă și la așezarea tronului Său de domnie. Vom participa în mod direct și activ la aceste mari evenimente din istorie. Observați ce viitor minunat are Domnul pentru noi, oamenii păcătoși pe care El ne-a smuls din atâtea robii, din atâtea lucruri de care, dacă ar fi să vorbim, ne-ar fi cu adevărat rușine. Domnul își arată harul Său prin faptul că ne-a curățit, ne-a sfințit viața și nu doar atât, ne pregătește un viitor absolut minunat. Iar atunci când am avut ocazia să merg în Israel și să stau pe vârful muntelui Carmel, să privesc de acolo Valea Megiddo sau Valea Israel, locul numit și Armagedon, în care vor fi strânse aceste oștiri răzvrătite împotriva Domnului Iisus, am putut să îmi imaginez prin credință cum va fi ziua în care vom reveni împreună cu Domnul în același loc. Poți să mergi acolo și să te gândești că într-o zi vei reveni împreună cu El ca să asiști la judecata aceasta. De ce? Pentru că așa este scris. Imaginea aceasta, într-adevăr, este extraordinară și ar trebui să ne facă să ne întrebăm ce fel de oameni ar trebui să fim noi în așteptarea acestor lucruri. Însă, nu este singurul loc din Scriptură în care se arată că Biserica Domnului îl va însoți pe El în momentul în care va judeca lumea, ci Apostolul Pavel completează acest lucru. Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Extraordinară ideea aceasta. Sfinții vor judeca lumea, sfinții fiind Biserica Domnului. Noi vom fi partea completului de judecată. Noi vom fi cei care vom participa la aceste mari evenimente. Cu siguranță se referă la acest lucru, la revenirea Domnului pentru a judeca neamurile răzvrătite, popoarele adunate împotriva lui Israel, conduse de Anticrist și de prorocul mincinos. La acest mare eveniment se referă Apostolul Pavel atunci când spune sfinții vor judeca lumea, în ideea aceasta că îl vom însoți pe Domnul care vine ca judecător al întregului pământ, care are ochii ca para focului și din gura lui spune ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier. Iar aceste imagini trimit din nou la începutul cărții Apocalipsa, la imaginea sa care a fost prezentată lui Ioan și de asemenea la făgăduințele pe care Domnul le-a făcut celor care vor birui, între care este menționat și acest lucru că și ei vor cârmui popoarele cu un toiac de fier. Adică vor avea parte de a efectua această judecată împotriva tuturor celor răzvrătiți din timpul necazului. În versetul 15 se menționează din nou teascul vinului mâniei aprinse a lui Dumnezeu. Așa cum am citit, din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cărmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a Totputernicului Dumnezeu. Așadar, este menționat din nou acest teasc al mâniei și el face o trimitere directă la judecata din Boțra, despre care am mai citit din Isaia capitolul 63,
aș vrea să reiau și de data aceasta versetele de la 1 la 4. Cine este acesta care vine din Edom, din Boțra, în haine roșii, în haine strălucitoare și calcă mândru în plinătatea puterii lui? Eu sunt cel care am făgăduit mântuirea și am putere să izbăvesc. Dar pentru ce sunt hainele roșii și veșmintele tale ca veșmintele celui ce calcă în teasc? Eu singur am călcat în teasc și niciun om dintre popoare nu era cu mine. I-am călcat astfel în mânia mea și i-am zdrobit în urgia mea. Așa că sângele lor a țâșnit pe veșmintele mele și mi-am mânjit toate hainele mele cu el. Căci în inima mea era o zi de răzbunare și venise anul celor răscumpărați ai mei. Observați, a venit anul celor răscumpărați ca să-și primească și ei tronul de domnie împreună cu Domnul Iisus. Este o zi de judecată în care Domnul Iisus este înfățișat, îmbrăcat în haine roșii ca veșmintele celui ce calcă în teasc. Aceasta este imaginea din cartea Isaia. Toate aceste capitole finale ale profeției lui Isaia fac trimitere la vremea din urmă, iar aici avem împlinirea versetelor din capitolul 63. Domnul Iisus va călca cu picioarele sale teascul vinului mâniei aprinse a Totputernicului Dumnezeu. De aceea putem să tragem concluzia că s-ar putea ca acesta să fie primul loc al judecății. Domnul să vină în Boțra pentru a-și elibera rămășița poporului său Israel, care la acel moment probabil va fi pusă în pericol. O parte din armatele strânse în Israel vor merge dincolo de Iordan, în Edom, în Iordania de astăzi, vor încerca să termine de tot cu Israelul, iar acolo vine Domnul Iisus și are loc această primă judecată în care este spus că el calcă cu picioarele sale teascul vinului mâniei aprinse a lui Dumnezeu, iar veșmintele sale ajung să fie stropite de sânge. Din Boțra, spune aici Scriptura, cine este acesta care vine din Edom, din Boțra, în haine roșii, în haine strălucitoare și calcă mândru, în plinătatea puterii lui, din Boțra, în această plinătate a puterii sale, Domnul Iisus vine în Armagedon. Și repet, este scris aici că noi îl vom însoți, iar la Armagedon are loc cea de-a doua parte a judecății împotriva armatelor strânse acolo ca să pună capăt poporului Israel. Și în final, al treilea loc al judecății este chiar Ierusalimul, acolo unde Domnul Iisus își va așeza tronul de domnie, cum este scris în finalul cărții profetului Zaharia. Picioarele lui vor sta pe muntele măslinilor, acesta se va despica în două și va fi un semn foarte clar că împărăția Domnului este gata să înceapă. Așadar, aceasta este judecata pe care Domnul Iisus o va face la revenirea lui cu slavă, iar despre această ultimă parte, a treia a judecății de la Ierusalim, este scris de asemenea și în cartea Ioel, acolo unde se vorbește despre valea lui Iosafat. Dragii mei, valea aceasta lui Iosafat este echivalentă, este aceeași cu valea părâului sau râului Chedron, cel care curge între muntele măslinilor și muntele templului. Dacă mergi pe muntele măslinilor, poți să vezi această vale a părâului Chedron, care merge dincolo de limitele Ierusalimului. Prin această rută, pe acolo trece și o șosea, bineînțeles, prin această rută vor încerca să asedieze armatele lui Anticrist Ierusalimul, iar în cartea Ioel, în capitolul 3, este scris să se scoale neamurile și să se suie în valea lui Iosafat, căci acolo voi ședea să judec toate neamurile de prin prejur. Puneți mâna pe seceră, căci secerișul este copt. Veniți și călcați cu picioarele, căci linurile sunt pline și tocitorile dau peste ele, căci mare este răutatea lor. Vin grămezi, grămezi în valea judecății, căci ziua Domnului este aproape în valea judecății. Așadar, acum este momentul împlinirii acestei profeții, la finalul necazului, când se produce acest mare eveniment al revenirii Domnului Iisus cu slavă și putere, atunci se finalizează perioada aceasta de timp denumită ziua Domnului, în care El va judeca toate neamurile venite împotriva Ierusalimului. În continuare, de la versetul 17, este dată imaginea a ceea ce va rămâne în urma judecății. Este o imagine foarte expresivă.
și în același timp destul de sumbră, așa cum citim începând cu versetul 17. Apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare și a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului: veniți, adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu, ca să mâncați carnea împăraților, carnea capitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor și a călăreților și carnea tot felul de oameni, sloboți și robi, mici și mari. Și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor adunate ca să facă război cu cel ce ședea călare pe cal și cu oastea lui. Și fiara a fost prinsă și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă, iar ceilalți au fost uciși cu sabia care ieșea din gura celui ce ședea călare pe cal. Și toate păsările s-au săturat din carnea lor. Iată așadar completarea tabloului acesta al judecății cu păsările cerului care sunt adunate pe câmpul de luptă. Și aceasta este o trimitere la imaginea judecății anunțate încă din timpul Vechiului Testament, o imagine la care a făcut referire Domnul Iisus atunci când ucenicii l-au întrebat despre momentul revenirii sale în acel discurs escatologic, cum este numit Matei capitolul 24, din care citim de la versetul 27 cuvintele Domnului Iisus: căci așa cum este fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Și mă opresc aici și spun, este vorba de venirea aceasta cu slavă de la sfârșitul celor 7 ani de necaz, nu de revenirea Lui pentru a-și lua biserica acasă, lucru care va dura doar o clipeală din ochi, echivalent cu o fracțiune de secundă și, bineînțeles, nu va fi vizibilă pentru întreaga umanitate, dar în momentul acesta Domnul vine ca fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, la fel va fi și venirea Fiului Omului. Iar textul din Matei 24 continuă cu aceste cuvinte: oriunde va fi stârvul sau cadavrul, este același cuvânt, acolo se vor aduna și vulturii. Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerului vor fi clătinate. Și observați că este bine fixat și momentul în timp. După acele zile de necaz, după zilele necazului celui mare, atunci vine Domnul Iisus cu slavă și putere, atunci se produce această ultimă judecată și vor veni păsările cerului ca să se hrănească din trupurile moarte ale armatelor strânse împotriva poporului Israel și, bineînțeles, împotriva lui Dumnezeu. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. De ce se vor boci? De ce vor plânge toate familiile pământului, toate națiunile lumii? Pentru că la revenirea Lui cu slavă, marea majoritate acestora vor fi în răzvrătire împotriva Domnului Iisus. Iar venirea Lui nu le produce niciun fel de plăcere. Este vorba de judecată și vor ajunge să se bocească, fiindcă trebuie să stea înaintea scaunului său de judecată. Ei probabil că își vor fi închipuit că domnia lui Anticrist va dura veșnic, dar planurile lor sunt schimbate de acest moment al revenirii Domnului cu putere și cu mare slavă. De aceea toate semințiile pământului, toate familiile sau popoarele pământului vor ajunge nu doar să plângă, ci se vor boci. Este un plâns foarte puternic. De ce? Fiindcă se continuă textul în cartea Apocalipsa, în versetul 19, cu aceste cuvinte: și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor adunate ca să facă război cu cel ce ședea călare pe cal și cu oastea lui. Dragii mei, aici este o referință directă la Armagedon. Vă amintiți că este scris în capitolul 16 că toate aceste armate vor fi reunite în mod diabolic, supranatural, dar diabolic, în valea aceasta Israel. Și am să recitesc versetele 14 și 16 din acest capitol. Acestea sunt duhuri de dragi care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evrește se cheamă Armagedon.
În acest punct din capitolul 19, practic se reia șirul evenimentelor de la sfârșitul capitolului 16. De ce? Pentru că am avut ca o paranteză capitolele 17 și 18 în care s-a arătat judecata Babilonului celui mare sau a marii prostituate a religiei acestea ecumenice mondiale. De aceea, după ce se încheie această paranteză alcătuită din capitolele 17 și 18, se reia șirul evenimentelor de unde fusese lăsat la sfârșitul capitolului 16. Acolo am văzut că toate armatele acestea au fost strânse în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. Nu se spunea ce s-a întâmplat cu ele, aici se spune care va fi deznodământul bătăliei de la Armagedon. Dragii mei, până la urmă nu e vorba de nicio bătălie, de niciun război, fiindcă împotriva Domnului Iisus nimeni nu poate lupta și aici este indicat foarte clar că Domnul vine și pune capăt răzvrătirilor. Practic, judecata este instantanee cu cuvântul său. În mod simbolic se spune cu sabia care ieșea din gura sa. Este vorba de cuvântul său prin care ei sunt judecați și practic oamenii aflați în trup ajung să moară, să fie judecați instantaneu, iar fiara și prorocul mincinos sunt judecați în mod separat. De aceea citim în versetele 20 și 21 și fiara sau anticrist a fost prinsă. Și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Este vorba de doi oameni. Nu uitați, sunt doi oameni posedați demonic. Anticristul este liderul politic, iar prorocul mincinos este liderul religios care se află în fruntea acestei mari prostituate a religiei ecumenice mondiale. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă, iar ceilalți au fost uciși cu sabia care ieșea din gura celui ce ședea călare pe cal și toate păsările s-au săturat din carnea lor. Domnul Iisus vine să judece. El, care și-a dat viața pentru întreaga omenire, este aceeași persoană care va judeca întreaga umanitate, iar unii vor cădea morți la picioarele sale. Despre cei care vor fi judecați, se spune aici în versetul 18, se dă o enumerație. Împărați, căpitani, cei viteji, călăreți, oameni slobozi și robi, mari și mici. Toți cei care se răzvrătesc împotriva Domnului, cei care vor fi adunați la Armagedon, vor cădea morți în momentul în care Domnul Iisus rostește cuvântul de judecată și se continuă textul, toate păsările s-au săturat din carnea lor. De asemenea, sunt judecați cei doi lideri posedați demonic, fiara, liderul mondial, denumit și anticrist, se spune despre el că a fost prins împreună cu prorocul mincinos, conducătorul religiei globale. Ambii oameni ajung să fie aruncați de vii în locuința morților. Și lucrul acesta, dragii mei, este ușor de imaginat pentru că Scriptura mai vorbește despre niște oameni care au fost judecați în același fel. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, în cartea Numeri, se spune despre judecata unor oameni răzvrătiți împotriva lui Moise și practic răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Observați ce preț teribil are răzvrătirea, ce consecințe dramatice, cât de gravă este ea înaintea lui Dumnezeu. Se spune despre acești oameni, pe când isprăvea el, adică Moise, de spus toate aceste vorbe, pământul de sub ei s-a despicat în două. Pământul și-a deschis gura și i-a înghițit pe ei și casele lor împreună cu toți oamenii lui Core și toate averile lor. Și s-au coborât astfel de vii în locuința morților, ei și tot ce aveau. Pământul i-a acoperit de tot și au pierit din mijlocul adunării. Este același fel de judecată. Pământul își deschide gura și înghite de vii pe Core, Datan și Abiram. La fel se întâmplă și cu fiara, cu anticrist și cu prorocul mincinos. Mijlocul judecății, așa cum am spus, nu este brațul Domnului. El nu trebuie să pună mâna pe o sabie și să înceapă să se lupte cu acești oameni, ci pur și simplu cuvântul său este ca o sabie ascuțită cu două tăișuri. În momentul în care el rostește judecata, oamenii pică înaintea lui morți, pentru că el are putere asupra vieții și asupra morții. El are cheile morții și ale locuinței morților, unde el închide, nimeni nu poate deschide și unde el deschide, nimeni nu poate închide. El este stăpân asupra vieții noastre,
De aceea poate alege să-i pună capăt când și cum dorește, iar în cazul răzvrătirii acestor oameni va fi vorba de o judecată instantanee, dintr-o dată, într-un singur moment, se termină cu răzvrătirea lor. Și din nou, în ultima parte a versetului 21, avem această imagine care revine a păsărilor ce se strâng în jurul trupurilor moarte. Aceste trupuri nu vor mai fi îngropate, așa cum se va întâmpla după războiul condus de Gog din cartea Ezechiel, capitolele 38 și 39. Se spune acolo că toți cei care vor veni în invazia aceasta împotriva lui Israel, ce va avea loc probabil înainte de necazul cel mare, oamenii care vor muri în invazia aceasta vor fi îngropați de către cei din Israel într-un loc numit Hamona, dincolo de Iordan, adică în teritoriul Iordaniei de astăzi. Așa va fi deznodământul războiului condus de Gog. În cazul acesta nu mai este timp și nu mai este loc pentru a fi îngropați. Trupurile lor servesc de hrană pentru păsările cerului. Așa cum a spus Domnul, oriunde va fi stârvul, acolo vor veni și vulturii, vor veni păsările cerului. Mulți au încercat să dea o interpretare acestui text. Este foarte simplă, se interpretează în context cu cartea Apocalipsa, face referire la judecata de la Armagedon, acolo unde trupurile moarte ale celor răzvrătiți vor fi lăsate sub cerul liber. Acesta este așadar deznodământul tragic al celor ce se vor răzvrăti împotriva Domnului în timpul necazului și în același timp este partea cea mai frumoasă, cea a arătării slavei Domnului Iisus pe acest pământ în Ierusalim pentru a domni peste poporul Israel și peste întreaga lume. Observați, revenirea Domnului Iisus cu slavă și putere are pe de o parte menirea de a aduce eliberarea celor ce nu vor fi primit semnul fiarei, care vor fi fost persecutați, care s-au ascuns și au fost protejați miraculos. Aceștia vor fi doar o mică rămășiță, oameni care vor intra în trup în împărăția de 1000 de ani. De altă parte, aduce judecată pentru majoritatea umanității, pentru cei care vor fi primit semnul fiarei, care mai mult decât atât au făcut parte din armatele lui Anticrist. Pe de o parte, așadar, revenirea Domnului Iisus aduce bucurie și eliberare, de altă parte aduce moarte și judecată. Așa este cuvântul lui Dumnezeu. El pune în fața omului ambele căi. Îți spun înainte, spunea Domnul Dumnezeu, viața și moartea. Alege viața ca să trăiești. Îți dau sfatul acesta. Alege viața. Nu rămâne sub judecata lui Dumnezeu. Dragii mei, Evanghelia tocmai lucrul acesta îl face. Orice om poate să beneficieze de iertarea lui Dumnezeu. Poate să vină cu pocăință și credință, să-și ceară iertare pentru toate păcatele sale și să ajungă să facă parte din Biserica Domnului. Dacă însă omul continuă în răzvrătirea lui, în încăpățânarea lui și spune nu am nevoie de Evanghelie, nu vreau să știu eu de pocăință, nu vreau să știu de Dumnezeu, este la alegerea lui. Omul are liber arbitru, are capacitate de decizie, însă, observați care este finalul. Și acesta este doar finalul vizibil. Dincolo de lucrurile care se vor întâmpla, este vorba de o pedeapsă veșnică, despre iazul care arde cu foc și pucioasă. Dumnezeu este plin de dragoste, este un tată iubitor, dar este și un judecător drept. Pentru cei care primesc iertare, care se nasc din nou prin credința în jertfa Domnului Iisus, El devine tatăl lor, El devine mântuitorul lor. Pentru toți ceilalți care se împotrivesc până la capăt, tot El va fi judecătorul și va fi cel care, așa cum spunea Domnul Iisus, are putere să piardă și trupul și sufletul în ghenă, să trimită pe oameni în judecata veșnică. Dragii mei, de aceea este momentul vestirii Evangheliei și pentru cei care nu s-au împăcat cu Dumnezeu, există un timp limitat, un timp scurt, trebuie de grabă să vii la Domnul, așa cum a venit tânărul bogat, alergând s-a apropiat de Domnul, din păcate nu a mers până la capăt, însă noi ar trebui să venim alergând la această mântuire. Pentru toți cei care n-au primit-o, este un timp, repet, foarte scurt. Dacă nu, va exista și această parte a judecății lui Dumnezeu și, din păcate, marea majoritate a oamenilor vor intra sub judecată. Puțini sunt cei care merg pe calea cea strâmtă. Pentru noi, cei care deja am avut o întoarcere reală la Dumnezeu,
noi cei care alcătuim Biserica Domnului prin Harul lui Dumnezeu, nu prin meritele noastre. Este un moment fericit care ne stă înainte, așa cum am citit data trecută, tot în acest capitol 19, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu insubțire, strălucitor și curat. Și încă o dată spun, mare atenție, este vorba de o pregătire. Soția lui s-a pregătit. Când s-a pregătit? Nu când a fost în ceruri, când deja a ajuns în trupuri de slavă. Pregătirea are loc acum pe pământ și se spune și în ce fel i s-a dat să se îmbrace cu insubțire, strălucitor și curat. Este o imagine a sfințirii continue a vieții. Noi trebuie să ne păstrăm hainele curate, dar spune în paranteză mai departe că este vorba de faptele neprihănite ale sfinților, faptele care dovedesc credința noastră și care trebuie să o însoțească în mod permanent. De aceea trebuie să fie această pregătire și vă spun încă un lucru, cred că pregătirea este pe final, că Domnul Iisus este foarte aproape să vină. După ce își va lua biserica în slavă, se vor declanșa toate aceste evenimente. Tot ceea ce El a spus va împlini. El este cel credincios cuvântului Său, este fidel cuvântului dat, îl va împlini ad literam cu exactitate. Nici o iotă, nici o frântură din cuvântul Său nu va rămâne neîmplinită. De aceea ar trebui să îți pui foarte serios întrebarea dacă ești parte a acestei mirese unice pe care Domnul o va lua în casa Tatălui și dacă spui că faci parte din biserică, cum o dovedești? Se vede din faptele tale sau sunt doar simple vorbe pe care de obicei oamenii le rostesc pentru a-și acoperi adevărata stare? Nu te înșeli decât pe tine însuți și în felul acesta nu vei putea avea parte de nunta mielului, de răpirea bisericii și pe urmă de ospățul din ceruri. Așa cum am spus, oștile din cer care îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu insubțire, alb și curat, reprezintă Biserica Domnului. Ne reprezintă pe noi. Și e greu să ne închipuim, într-adevăr, ne costă ceva să ne imaginăm acest lucru, cum va fi când îl vom însoți pe Domnul, atunci când El va reveni pe pământ. Este greu să ne imaginăm momentul răpirii, este greu să ne imaginăm momentul nunții. Nu ni se dau mari detalii, pentru că vom lua parte la aceste mari evenimente. Domnul Iisus, când vine cu slavă și cu mare putere, nu vine singur. El vine împreună cu biserica sa. Deja este soția lui, nu mai este logodnica despre care vorbea Pavel, nu mai este mireasa din momentul nunții, ci este soția lui. Este cea care îl însoțește, Biserica Domnului, adică oamenii înviați care mai înainte au fost morți în Hristos, împreună cu cei ale căror trupuri vor fi schimbate în momentul răpirii. Cu toții ne vom reuni și îl vom însoți pe Domnul la revenirea Lui cu slavă. Ce înaltă chemare pentru fiecare dintre noi! Gândiți-vă la lucrul acesta. Este de ajuns, era de ajuns pentru noi doar să scăpăm de tot necazul acesta, de toată mânia lui Dumnezeu, să fim împreună cu Domnul, să fim în slava Lui, să fim și noi acolo robi în împărăția Sa, dar Domnul trece dincolo de imaginația noastră și spune că vom domni împreună cu El, că vom administra judecata împreună cu El. De aceea ar trebui să ne copleșească acest gând, să ne facă să ne smerim și în același timp să ne întrebăm ce fel de oameni ar trebui să fim. Spunea și Apostolul Petru, punea această întrebare, fiindcă toate aceste lucruri pe care le vedem în jurul nostru astăzi au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi și dă și coordonatele printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Așteptând pe Domnul și grăbindu-ne, adică dorindu-ne din toată inima, având o așteptare fierbinte acestei reveniri a Domnului. Așa cum spunea și Apostolul Pavel, ar trebui să înțelegem și noi care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Aceasta este dorința Apostolului și a Domnului Iisus pentru biserică, să fim oameni care să înțelegem lungimea, lățimea, adâncimea și înălțimea dragostei lui Hristos care întrece orice cunoștință. Observați? Orice imaginație trece dincolo de imaginația noastră, dragostea lui Dumnezeu.
avem aici o imagine foarte succintă a ceea ce se va întâmpla. Dincolo de aceasta sunt multe lucruri care n-au fost scrise și pe care Domnul ni le pune înainte. Există un viitor sigur în fața Bisericii Domnului. Dacă vom trăi gândindu-ne la aceste lucruri, vom putea să ajungem și plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Cum? Prin umplerea continuă și repetată cu Duhul Sfânt. Domnul să ne ajute să fim astfel de oameni, să ne gândim bine la lucrurile de sus, la cele viitoare, chiar și de aici, de pe pământ, să ne gândim la tot acest viitor minunat pe care Domnul ni l-a pus înainte și să trăim într-o purtare sfântă și evlavioasă. Iar cei care încă nu s-au împăcat cu Dumnezeu să nu-și piardă această șansă unică. Grăbiți-vă, dragii mei, să vă împăcați cu Dumnezeu ca să fiți parte din această mireasă sfântă, curată și fără pată, care va fi împreună cu El în ceruri și care îl va însoți și aici pe pământ la revenirea Lui cu slavă și putere. Domnul să fie lăudat, a Lui să fie toată slava în veci. Amin.